Nu miră pe nimeni faptul că Timișoara este mai tot timpul în avangarda evenimentelor, mai ales cele muzicale. Și de data asta, Revolution Festival, aflat la a treia ediție, va încerca să se impună publicului care va veni în perioada 1-4 iunie la Muzeul Satului Bănățean. Pentru o privire cât mai clară asupra festivalului, schimb acum câteva cuvinte cu Flavius Băican, organizatorul festivalului. Te salut, Flavius, și bine ai revenit la Radio România Cultural. Bine v-am regăsit! De ce ați simțit voi nevoia să schimbați starea de spirit prin acest Revolution Festival, cum ați scris pe Facebook? Pentru că la un moment dat simțeam în Timișoara cumva ca o reacție a unei generații timișorene, ieșeai pe stradă și totuși așteptai să ți se întâmple ceva și nu se întâmpla, ca să zic așa. Și asta cumva pe mine nu neapărat m-a supărat, dar m-a întristat puțin, gândindu-mă că eu fac parte totuși din generația asta de 40 de ani, 40 plus, care în Timișoara a însemnat rând pe rând prima formație, prima trupă punk din România, prima trupă house, prima trupă hardcore, Implant pentru Refuz, primul festival de muzică electronică din România, Teme Bass, primul festival underground din România, toate lucrurile astea care la un moment dat s-au oprit. Înainte de Electric Castle și Untold și Sunwaves, a fost o perioadă de secetă în ceea ce privește evenimentele, hai să le spunem, festivaliere în România. Și atunci demersul meu a fost cumva absolut simplu și banal, adică cui te adresezi când vrei să faci ceva bine? Novi Sad este la 150 de km distanță de Timișoara, 2 ore și jumătate de mers cu mașină, și pe deasupra e și orașul înfrățit cu Timișoara, și pe deasupra, în 2013, avea și Best European Major Festival, pentru a doua oară, Festivalul Exit. Unde m-am dus și am zis, băieți, ajutați-mă, avem o problemă în Timișoara, e prea liniște. Hai să facem un festival. Și așa au pornit lucrurile, practic. Acum au fost cereri din partea trupelor de a cânta sau voi v-ați gândit să prelungiți totul până duminică? Noi încercăm de la festival la festival să schimbăm și puțin din orientare și puțin din mesaj. Anul ăsta, cel mai important, headlinerul este festivalul în sine. Adică faptul că sunt 7 scene, fiecare poate să-și găsească muzica, poate că nu avem numele cele mai mari, pentru că important e experiența în acest an și numărul de scene. Cam ăsta e mesajul. Avem Rudimental, avem Dubioza Collective, avem Enveite, avem trupă de punk BH, avem zonă de muzică electronică de la Dubfire, la LTJ Bakken. Avem, dar avem pentru fiecare. Deci cam ăsta a fost mesajul anul acesta. E un fel de chemare către toate nișele, nu numai din Timișoara, e vorba de regiune aici. Asta am vrut să subliniez și eu, că e o diversitate fabuloasă de stiluri. Da, asta a fost și ideea. Încercăm cumva să luăm ceva din ceea ce au făcut alții bine. Modelul marilor festivaluri, suntem la 2 ore jumate de Sighet, la 2 ore jumătate de Exit la Timișoara, la 3 ore și jumătate de festivaluri din Austria, cum e Nova Rocu. Suntem la 5 ore de rock în Viena. Deci toate sunt aici în jurul nostru. Am încercat să învățăm de la ele. Sunt capete de afiș care nu merită pierdute, Flavius? Eu nu-mi doresc, sincer, public capete de afiș. Ideal pentru orice realizator de festival e să aibă public care vine pentru muzică. Cel mai mare nume este Rudimental în acest an. Iar pe zona de rock avem Eluveiti. Nu-mi rămâne decât să simt pumnii pentru cele 4 zile de festival, să iasă mult mai bine decât până acum și să mai auzim și de bine, Flavius. Cu mare drag și sper să vă aud și eu cât mai repede. Bine, atunci succes începând de mâine, pentru că de mâine va începe festivalul, succes la Muzeul Satului Bănățean. Mulțumesc.